Campania de vaccinare anticovid în rândul angajaților DGSPC Vâlcea a debutat pe 4 ianuarie. Aproximativ 140 de angajați care își desfășoară activitatea în centrele de îngrijire și asistență socială din 4 localități s-au vaccinat deja. Primii înscriși pe lista de vaccinare au fost vâlcenii care lucrează în centrele de la Lungești și Zătreni, având în vedere că în 2020 aici au fost raportate două dintre cele mai mari focare de COVID-19 din județul Vâlcea. Alți 275 de angajați din centrele de la Băbeni, Nicolae Bălcescu, Milcoiu și Băile Govora urmează să se imunizeze săptămâna viitoare. Este o perioadă extrem de importantă și am solicitat conducerii Direcției de Protecție a Copilului să ia toate măsurile, chiar dacă această campanie este coordonată de Direcția de Sănătate Publică Vâlcea. Vreau să le mulțumesc colegilor mei pentru promptitudine și să asigur pe cei care coordonează vaccinarea că tot ce ține de noi vom pune la dispoziție așa cum am făcut-o deja. Urmează celelalte centre din zone, Zătrenul, Măciuca, care vor fi vaccinați până la sfârșitul săptămânii. Campania, după cum se știe, este coordonată de către Direcția de Sănătate Publică. Reprezentanții DGSPC Vâlcea au făcut deja demersuri pentru a vaccina și beneficiarii, bătrânii și persoanele cu dizabilități, cerând acordul familiilor acestora. Potrivit autorităților din Vâlcea, faza a doua a campaniei de vaccinare va debuta după data de 15 ianuarie. Atunci se vor putea vaccina și persoanele care au peste 65 de ani cu afecțiuni cronice. La nivelul județului Vâlcea vor funcționa 17 centre de vaccinare în afara unităților sanitare și alte 5 centre în spitale.